Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi m-am ocupat de Mercedes E220 CDI-ul. Am terminat cu Jimmy din spate. Ia că mi-a dat o eroare Mercedes-ul. Cam așa se întâmplă de obicei. Eroarea se numește P2454. Este un senzor care este situat exact în spate aici, montat în cele două țevi și mufa asta. E destul de greu accesul, de aceea vă trebuie, toate sculele ce vă trebuie sunt o cheiță din aceasta cu clichet, care e cam greu să o desfaci acolo în zona aia, cam imposibil, și o șurubelniță dreaptă. În prima fază am scos tubul acesta. Aici are un blocaj, să zicem, o prindere. Șurubelnița dreaptă se bagă efectiv, se împinge clema asta, se trage afară, se deschide aici, după care se trage ușor din acest filtru de aer. El vine prin presare, băga, n-are niciun inel. Bun. Următoarea etapă a fost, am desfăcut inelul acesta cu șurubelnița. Am scos mufa de pe senzorul ăsta și am tras efectiv în sus, am ridicat filtrul cu totul. El se prinde, are în spate aici două bolțuri de plastic care intră efectiv în bucșele acestea două de aici. Am făcut treaba asta nu înainte de a deconecta computerul de bord. Are cele trei cleme, asta, asta și asta, și am desfăcut, am ridicat cu totul afară, am tras deoparte și după a început povestea. Deci o trebuie să intru exact în spate aici și să scot senzorul acesta. Nu, el e o problemă la Mercedes-uri în principiu, la unele. Se duce și îți dă niște erori, îți apare limp mod, la 3000 de ture se blochează accelerația, nu mai merge. Așa că l-am scos, am desfăcut clemele astea două de aici, l-am tras afară, mufa din el, acum o să-l schimb, îl bag în cele două, bag mufa, îl pun în spate, are o prindere jos și o prindere mai sus undeva aici. Vreau să vă zic că acestea două sunt șurubelele, unul mai lung și unul mai scurt, să nu le pierd pe aici. Și mai are la partea, tot la partea de jos, are clema aceasta. Și să fiți foarte atenți pentru că furtunele sunt de două dimensiuni. Cum îl puneți, vedeți? Asta e mai îngustă și asta e mai largă puțin. Deci la fixare înapoi să aveți grijă, îl puneți țeavă mare, țeavă mică. Cheia este de 8 cu clichet și îl voi monta la loc, voi băga filtru, voi pune mufele înapoi și tubulatura asta de admisie aer, după care o să șterg eroarea și o să vedem cum merge. O să revin în comentarii. Deci eroarea a fost aia roșie cu motorul de pe bord, P245400 mai era acolo, da, probabil așa mi-arăta mie. Limp mod, lipsă putere și necesită schimbarea senzorului. Cam asta e, Mercedes E220 CDI. O mașină bună, să dacă ar fi după mine. E primul lucru care îl schimb la el, în afară de uleiul și filtrele și ce are el acolo consumabile. Dar se pare că de data asta a început să obosească. O zi frumoasă vă doresc, spor la treabă și vouă, numai bine și succes!